Începe școala, în curând. Noi facem back to party. Te lovește, dă-te. Eu n-am luminițe. Cât de bine arată, poftă bună să avem. Vrem cine în oraș. Da. Și tara! Salut și bine ați venit în prima zi oficială de toamnă. Briana face pirueta să vă arate câte accesorii are ea. Briana, stop! Are așa. Rucsăcel. O dată. Unde e rucsăcel? Rucsăcelul e în spate. Privițele. Zantă. Gentuță. Poșetuță. Și borsetă. Salut, Teo! Salut! Borsetă. Accesorii la mână, o brățărică. Majoritatea sunt paiete, din câte vedeți. Normal. Paiete, sclipici și așa mai departe. Adidas cu luminițe? Da. Yeah. Yeah. Salut! De ce te-ai îmbrăcat numai în negru? De școală. Ea se pregătește deja de școală. Mara a fost astăzi la repetiții. Mara, ce e aia la picioarele tale? Tam, tam. Și trebuie să se vadă din Adidas și aia. Eu nu suport să port altceva, în afară de sandale, fără șosete. Dar n-a zis nimeni fără șosete, dar trebuie un tălpic, știi? Corect. Nu șosete de asta până la gât. Păi mie asta îmi place. Caută șosete mai mici, Mara, sunt. Ghiciți cine mai vrea să plece cu noi de acasă. Uite, vezi? Cine mai vrea să plece cu noi de acasă? Înainte, după... E altceva? Înainte. Negruț. Mai ești cu noi? Dragul de el. Alintat. Gata? Mergem? Începe școala în curând. Iar când lumea face back to school, noi facem back to party. Pentru că în două zile avem două petreceri, două zile de naștere și un botez. Așa că mergem să luăm cadouri pentru sărbătoriți, frați și surori. Uite, așa sunt necolorată, dar așa... Sunt mai colorat? Și zulerul trebuie să-l aranjez și pe cel de pe dedesubt. Mai avem de lucrat. Bine că se machiază. Nu azi. Fără fete? Fetele s-au dus în supermarket să-și apă. Noi am intrat în magazinul de jucării. Să vedem ce putem lua pentru prietenii noștri. Petrecerile de zi de naștere sunt aproape simultan. Fetele vor merge la una, iar eu cu Brie la cealaltă. Ca să împăcăm pe toată lumea. Da. Uite, îmi găsit o mașinuță drăguță pentru sărbătorita de 7 ani și... Îmi place semnul ăsta de inimioară. Știi că așa e inima? Ah, da? Da, nu știam. Nu. Se pare drăguță și așa. Sau așa. Și sirena avem. O grămadă de jucării de fetițe. Am luat o singură jucărie. Deci una am ales. Nimic nu s-a auzit. Hai, vorbește încet. Să nu deranjezi. N-a plecat cu mâna goală, Bri. S-a făcut și Bri cu niște plastilină. Eu cu nimic. Eu cu nimic. Am ajuns la mol. Ca de obicei. Haideți, fetelor! Tati, știi că atunci s-au construit străzile astea, noi credeam că aici se va face un mountain rus? Aha, știu! Un mall la București! Da. Așa nu-i mountain rus, de unde? Scări! Niște scări! Gata, am intrat în magazinul de jucării, dar nu găsim mașinuța pe care o căutăm, pentru că aceea se află în același magazin, dar la Brăila, cea pe care o urmărim noi. Nu ne vine să credem, mașinuțele... care ne plăceau nouă, pe care am luat-o și lui Andrei cadou, nu mai sunt în magazin. S-au vândut, s-au dat așa, ca pâinea caldă. Pentru că... Pentru că au văzut oamenii pe YouTube la noi mașinuța și au venit și au vorbit în magazine. Crezi tu? Da, așa zice mare. Da. Vrei și tu? Lasă doar fetele. E în un cad. Corect, e periculos. Centurile, da? Ca a pornit! Magie! Să vedem dacă Mara se ferește. Tot s-a ferit. Deci ea știe că nu e atinsă, dar cu toate astea tot se ferește. Acum. Deja coboară. Și acum te lovește. Ia să vedem. Te lovește, dă-te! Să mai luăm un hard extern. Bineînțeles că ar trebui să intrăm întâi pentru Mara în magazin. Să-ți mai caute ea o rochie la următorul nostru eveniment.
surpriza e că nu au pentru vârsta ei. Așa. Al cincilea HDD de 4 tera, pe multă stocare avem nevoie. Tu ce te-ai cocoțat acolo? Nu i-am în brațe, nu. Imediat. Trebuie să stochezi un copil în brațe acum. Caută, părti, mare ține de... Mara caută și tot caută. Neagră nu. Mami, tu nu-ți cauți? Ținute. E și 36. Cântăm. Ținute. De la care ți-a dat ciudate. E trandafir japonez. Mergem să luăm Adidas și Teodorei. Vino, Teo, hai. Da, așa ai. Uite, mama, sandale și la... Mi-am dorit sandaluțele astea. Le-am văzut la cineva și am zis că ajung și până am ajuns, a trebuit. Hai, Teo, probează. Tot cu luminițe? Tot cu luminițe. La adulți nu cred că au cu luminițe. Ce ți-ai dorit? Cu luminițe și cu scari. Cu luminițe. Gata? Are și brin, are și Teo. Super! Noi am luat un pic mai mari, m-am suturat. Ele rămână mici de la lună la lună. Și a doua pereche. Luna trecută i-am luat Adidas. Taram! Aproba Mara și nu-i vin. Sper să-mi vrem ei. La revedere! Și? La revedere! Dresuri? Dresuri. Pentru balet. Pentru balet, da. De aici. Dar, la fel cum am intrat să-i luăm Teodorei încălțări, care, apropo, umblă de sculță, nu acceptă Adidas și noi. Și le-am luat și la fete Adidas și la fel și aici. Am intrat pentru Mara, pentru dresuri și le-am luat. Și le-am luat la toate dresuri. Se încalță și Teo. Nu se încalță, de ce credeți? I-am luat un pic mai mari, cu jumătate de număr mai mari, să zic așa, pentru că m-am săturat să schimb Adidas și lună de lună. Lună de lună îi trebuie alții. Și am zis, măcar acum îi iau un pic mai mari, să-i poartă două luni, nu? Nu mai merg. Eu n-am luminițe. Vrem și noi luminițe. Da, și ne-am luat noi și Mara și-a luat noi, numai că ai noștri sunt în geantă. Numai tate nu și-a luat noi. A aprobat și el e cumva între numere. Dacă 42,5 îl strângeau, iar 43 ei erau mari. Ciudat. Iar acum ne-a luat fomița. Ce vrei, Mara, să mănânci? O supă cremă, dacă n-au de legume, mi-au de roșii, dacă n-au de roșii, mi-au de legume. În principal vreau de legume. Mami, singurei, iarăși? Meniurile lor ale noastre n-au venit aumentele lor. Dar unde sunt fetele? Sunt după înghețată. Mulțumim. Ok, mulțumim. Mulțumim. Așteptăm? Nu ne apucăm, nu? Să vină și ei. Da, noi putem lucra, dar stai să ne aducă să asta nu ești bucuroasă că s-a făcut trandafir? Ia să vedem. Mulțumim, Mara, Teo, Bri. Mi-a zis înghețată și mi-a zis că există cu trandafir. E preferata mea și nu se găsește. Ia să vedem. Supa mea nu de mică. Asta e sus. Asta e sus. Supa e aici, poftă bună. Cum e? E trandafir? E, dar e atât de departe. Mulțumesc. O să mănânc înghețată. Nu, mănâncă supița. Frige. Cât de bine arată. Poftă bună să avem. Mulțumim. Foarte bun. Da. Deci eu avem mâncare acasă. Avem multă mâncare acasă. Dar, na, ne e greu să mâncăm și la prânz și seara aceeași mâncare. Vrei și tu de astea, mama? Ca de obicei, mai mult de jumătate, merge la pachet. Mergem! Mergem acasă și pentru prima dată Teo a mâncat tot. A mâncat tot hamburgerul. Și bea și toată limonada. Nu pot să crezi. Să fie de bine, Teo. Crește, se face ca mine. Către casă. Și mergem acasă. Am ajuns acasă. Gheozdănașele pregătite. Ne gândeam să facem astăzi live-ul, 31 august. Dar cred că o să-l facem pe 1 septembrie. Adică când o să vedeți voi vlogul, noi o să facem și live. Eu aș fi vrut să facem live-ul mâine dimineață, dar dimineața eu mă duc la școală. Și eu. Voiam să-l facem dimineața, de ce? Ca până pe la prânz să răspundă câștigătorii, iar până seara să punem ghiozdanele la poștă, poate ajung până începe școala. Asta mă gândeam eu, dar de fapt nu la poștă, că sunt atât de mare încât trebuie la curier duse. Și ajung mai repede cu curierul. Clar. Ajung de pe o zi pe alta. Asta dacă sunteți în zone urbane. Adică orașe, nu sate. Să vă lăsați și voi. Este aproape. Adică noi suntem cu un sat. Exact. Nu mai pot. Da.
și vă arătăm încălțările pe care le-am luat. Unele le-am prins la promoție ai mei. De obicei, curierul venea și sâmbătă. Ei, nu mai vine. Ce credeți? Și un livrator de mâncare, gata, a închis, la noi nu mai aduce. Și nu suntem atât de departe, suntem la drum principal asfaltat, sunt zone în satul ăsta și mai îndepărtate și pe coclauri, unde ajung ambele firme de Glovo, Taz, Food Panda și tot așa mai departe. Ambele, mai. Trei, am zis așa, să fie trei ca să nu facem reclamă. Ambele firme ajung în acele locuri, pe când la noi nu mai ajung. De ce? Suntem în mai puțin de 10 km față de oraș. Mai bine, gătim acasă. Mâncăm sănătos. Se numește piesa? El Cioclo. El Cioclo? E un tango. Tango. Bine, așa, e la... vreți să vă arăt cum sună normal? Ia. Nu. Sună mai bine. Persoane care cunosc partitura. Corect. Și știu exact când ajunge artistul aici și face repede așa. Știu. Normal, oh, nu? Trebuie tot un pianist, altfel. Da. Bine, tu trebuie să știi. Bine, hai știu. Ce are tău acolo? Mașina. Dacia 1300. O desfacem? O desfacem? E cadoul primit de la familia Șerban. Mulțumim. O deschidem, dar știți că nu se scoate după postament, da? Nu te zbăși cu ea. Doar de expoziție. O deschidem, cutia o ferea de praf, dar na. Deschidem Dacia 1300. Aceasta este de culoare roșie. Dar ce este de roșie și nu portocalie? Așa a găsit macheta Alex. Hai. Hop, am reușit un colț. Și tara! Wow! Are... Stai. Are șuruburi. Da. Și roțile se învârtoare, e jucărie. Se învârt. Deci cu o cheie specială din asta triunghiulară, mașina se poate scoate și cine vrea se poate juca cu mașinuța. Uite, dar deci nu fădare și ai grijă, se rupă, blinzile sunt foarte o... Stai. Una nu are. Știți că eu pot să fac. N-am văzut până acum, până n-am deschis-o nu am văzut că nu are o blindă pe ambele părți. Știți că eu pot să fac cu ăsta Rubik. Normal. Știți că noi trebuie să mergem la Nani? Și că vlogul trebuie să încheiem aici? Îl fac cu o aplicație. Așa. Știți cum se face? Pui fiecare culoare și după aia îți dă. Faci așa. Așa. Mara, așa. Sunt 6 formule pe care le înveți pe de rost. Corect. Și în funcție de cum sunt aranjate culorile, înveți ce formulă aplici. Și este foarte simplu. Vreau să scoți o măză cu ea. Nu e voie. Nu avem șurubelniță prima dată. Nu avem.
Uite aici, UAP, Uzina Automobile Pitești. Vai, ghiși ce nu scrie aici. Ce nu scrie? Mami, mașinuțele ce tare. Separat, adică nu au treabă cu Alex. Ia să vedem. Într-adevăr, banchetele seamănă. Avem cotiera din mijloc, pe banchetele din spate. Nu cred. Da, este. Nu, da. Nu orice șurubelniță, vezi că e triunghiulară? Trebuie un triunghi, nu merge. Nu merge. Uite, mi-e frică să ce dau ție să te joci cu ea oricum. Mama, uite. O punem la loc de cinste. Undeva sus să n-ajungă Bri, care vine cu tot felul de șurubelnițe. Am mai adus una. Ia să vadă ea. Nu. Noi încheiem aici vlogul. Mulțumim că ne-ați vizionat încă o dată și vă așteptăm data viitoare. Avem pregătite proiecte super interesante. Sperăm să vă placă și vouă. Noi ne-am plăcut aproape să le facem. Iar nu uitați de extragerea pentru ghiostane. Felicitări câștigătorilor dacă deja i-am anunțat. Îmi postăm vlogul. Briana vine cu a treia șurubelniță. Sau mult succes în continuare dacă nu am extras încă. E perseverentă, Tania. Corect. Asta e bine. Dar eu vreau să o deschid. Dar nu se poate. E special făcut așa ca să nu o poată deschide nimeni. Ea trebuie să stea așa. Mașina Dacia 1300 a fost inaugurată în anul 1970. Iar cea pe care am avut-o noi în curte era din 1977 și era varianta de lux. Adică avea niște mânere aici. Mânere din alea să te duci așa când stai în mașină. A, Dacia. Asta nu are mânere. Aia era de lux că avea bunere. Și cam acesta a fost vlogul de astăzi. Voi aveți vloguri noi și interesante. Da. Aici în fiecare colț al ecranului. Apăsați pe care imagine vă face mai tare cu ochiul. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Iar până data viitoare vă spunem la revedere și v-am bucat. Pa, pa! Ați fost pe canalul Mari. Dați like și share și ne-ați urmărit. Pa, pa! Noi în trecut!